Străzile trandafirilor, toporași, mereni și stupilor au primit vizita omului de afaceri Nicolae Florian, candidat din partea USL pentru un mandat de deputat în municipiul Giurgiu. Și aici, ca și în alte cartiere ale orașului, giurgiuvenii au fost prezenți în număr mare la întâlnirea cu Nicolae Florian, atât pentru a-l cunoaște mai bine, cât și pentru a lua la cunoștință despre proiectele acestuia pentru dezvoltarea municipiului și județului Giurgiu. Vreau să dezvoltăm orașul nostru și nu numai orașul, ci și județul, să ajungem să nu mai fim în zonă defavorizată, ci să fie un oraș cu prosperitate. Și nu o spun gratuit. Sunt tot felul de platforme, platforme de dezvoltare, da, ale orașului, proiecte de dezvoltare ale orașului, pe care noi trebuie să le accesăm. Doar trebuie să le accesăm. Orașul nostru trebuie să atragă fonduri europene. Trebuie să fim harnici la atragerea de fonduri europene. Să fim harnici la atragerea de investitori serioși. Să fim harnici și noi, giurgiuvenii, să ne orientăm, să fim sprijiniți de către autorități pentru a dezvolta orașul nostru, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru totodată dezvoltarea infrastructurii. Eu vă promit că voi fi alături de Giurgiu și nu voi uita niciodată de unde am plecat. Ce puteți să faceți dumneavoastră pentru orașul Giurgiu? Deci, în primul rând, trebuie să ajutăm primăria, trebuie să ajutăm Consiliul Județean, trebuie să ajutăm autoritățile să-și rezolve proiectele, să-și dezvolte proiectele, da? Că dacă avem bani, atragem bani în Giurgiu, bani de la Unitatea Centrală, vorbesc de la Guvern, sau bani din la fondurile europene, cu siguranță știm să-i cheltuim pozitiv, da? Dacă nu avem bani, nu avem ce să facem. Asta trebuie, să susținem autoritățile, să atragem fonduri. Prima grijă noastră. Eu, în calitate de parlamentar, nu pot să fiu decât imparțial, transparent, da? Și să fiu orientat către cetățean. Sunt ales de cetățean, sunt o persoană politică dusă în Parlament de către giurgiuveni și nu trebuie să uit că sunt giurgiuvean, că trebuie să ajung acolo în Parlament să reprezint interesele Giurgiului. Oamenii nu au ezitat să-și spună păsturile, însă cea mai mare dorință a lor este ca deputatul care le va reprezenta interesele în Parlament să fie alături de ei pe tot parcursul celor 4 ani de mandat. Să ne trăiți, să fiți alături de noi, că avem nevoie, să schimbăm și noi orașul. Să fiți alături de mine. Doamne ajută, să facem treabă în orașul nostru. Să dea Dumnezeu. Împreună. Nicolae Florian este un om al faptelor și de aceea le cere giurgiuvenilor să-i fie alături, pentru că numai împreună pot reuși. Florice! 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 Florice!